Episcopul Hușilor a fost convocat la Patriarhie. El va fi judecat de înalți ierarhi pentru păcatele de care este acuzat, după filmulețul de ochiat în care apare alături de un preot în faze intime. Tot astăzi va fi format și completul de judecată, episcop și mitropoliți, așa cum cer canonele bisericești. Pentru maximă obiectivitate într-o judecată, conform principiului celebru să ascult și cea de-a doua parte, are dreptul fiecare om ajuns în situația episcopului de Huși să se apere. Va trebui să aducă probe concrete împotriva învinuirilor care îi se aduc. Au apărut, după cum știți, sau cel puțin deocamdată, doar unul dintre cele 8 filme confiscate de DNA. Acest film este un film explicit. Sfințitul Corneliu susține în continuare că ar fi un film trucat. Cum spuneam, Corneliu Bârlădeanu a fost chemat la Patriarhie. Colegul meu, George Ciubotaru, urmărește acest subiect. George, bună ziua, a ajuns episcopul. Bun găsit, Mihaela. Episcopul de Huși, Corneliu, este prezent din informațiile noastre la această ședință de lucru a Sfântului Sinod și asta pentru că el este și membru al Sfântului Sinod, pentru că acest complet, acest for statutar al Bisericii Ortodoxe Române, forul de conducere, practic, format din 53 de membri, este alcătuit din ierarhi, din mitropoliți, din arhiepiscopi și din episcopi, deci din, cum spuneam, din informațiile noastre, Corneliu se află la această ședință, la care astăzi se va lua act de decizia Comisiei pentru Statut și Regulament a Bisericii Ortodoxe Române, care s-a întrunit în urmă cu o lună și care a stabilit care este modalitatea prin care se va judeca un ierarh al bisericii, pentru că nu era stabilit modul în care un episcop sau un arhiepiscop sau un mitropolit, o persoană cu funcție de conducere în biserică poate fi judecată. Și tot astăzi, în ședința Sfântului Sinod, se vor stabili persoanele care vor alcătui consistoriul arhieresc care îl va judeca pe Corneliu, episcopul de Huși. Practic vom afla care sunt numele episcopilor sau arhiepiscopilor care își vor judeca propriul coleg. Există informația însă că e posibilă o retragere din partea episcopului de Huși. Asta pe de-o parte, însă există și alte voci care spun că nu își dorește să se retragă Corneliu, episcopul de Huși, ba mai mult, ar avea și alte informații zdrobitoare cu privire la alți ierarhi din Biserica Ortodoxă Română. Vom vedea ce se va întâmpla astăzi și mâine. Continuă discuțiile aici la Patriarhia Română, pentru că mâine este convocat sinodul permanent al Bisericii Ortodoxe Române, unde se pare că este chemat și Corneliu, episcopul de Huși, pentru că se va lua în discuție situația sa. Mihaela?